Ne-am întors în studio din scurta pauză de publicitate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că invitata mea din această ediție este doamna profesor universitar dr. Norina Forna, este decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Iată, discutam noi despre evenimentul pe care l-ați organizat și cu, să spunem, cu felicitări, pentru că, iată, a fost un eveniment extraordinar de frumos, atât pentru specialiști, cât și pentru studenții din Iași și nu numai. Sperăm cumva să fim și poate în întreaga Românie, să îi adunăm pe toți, pentru că această adunare a tuturor facultăților cred că ar avea un scop comun și rezultate foarte, foarte bune pe termen lung. Da, e benefic invitația pe care o fac de fiecare dată tuturor facultăților, asociațiilor profesionale și colegilor medicilor dentiști de a participa la un eveniment de această anvergură. Cu atât mai mult aici au participat academiile, Academia Română, Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință, bineînțeles au participat academii din alte țări, Academia din Republica Moldova, de asemenea am avut prezența autorităților locale, Primăria Iași, cu care am realizat o secțiune importantă a evenimentului, însemnând chiar această internaționalizare a Iașului, o continuare a discuțiilor pe această temă, a programelor, deci, internaționale pe care le realizăm, unde implicit chiar și Iașul este capacitat în colaborările cu celelalte orașe importante și iată a fost inițiată colaborarea între Iași și Salonic, care mai departe să fie fructificată și nu numai pe tărâm academic, foarte bine, dar și pe acest tărâm administrativ. De asemenea, aș spune că prezența Uniunii Medicale Balcanice a fost de mare interes, întrucât medicii deja prezenți în această zonă balcanică prin programele instituite interdisciplinare care s-au derulat cu mult timp în urmă și-au regăsit în spațiul balcanic întâlnirile și, bineînțeles, colaborările pe care le-am realizat de mult și, desigur, le-am continuat și cu ocazia acestui eveniment. Bun, sigur, studenții sunt prezenți, societățile studenților de asemenea, practicienii din toate asociațiile profesionale din România. Au avut curiozități? Au fost, nu știu, un dialog cu cei care au susținut lucrările? Desigur, s-au realizat chiar și prietenii cu aceste țări balcanice, cu practicienii de aici, întrucât deja prezența lor în România s-a făcut pe tărâmul acesta al societății de mai multe ori. Dacă până acum întâlnirile de bord le făceam în Salonic, întrucât acolo era președintele, iată, acum le facem în Iași, chiar dacă nu este la îndemână privind transportul până aici, dar au făcut toate eforturile să participe la întâlniri respective, însemnând mai departe, ca și concluzia întâlnirii, ghiduri pe care noi să le lansăm la nivel internațional, îmbunătățirea programelor de profilaxie pe care să le dezvoltăm în arealul balcanic și mai departe să le promovăm la nivel internațional, menționăm faptul că Societatea Balcanică este membră a Federației Dentare Internaționale, unde din toată lumea se întâlnesc entitățile din domeniu și ca atare acolo se votează aceste programe, unde se știe foarte bine ce am elaborat anul trecut, acel ghid de profilaxie în cancerul oral cu ajutorul echipei francofone. În acest an la San Francisco a fost prezentat și promovat, solicitându-ne publicații
din acest domeniu și ghidul de atunci să livrăm către țările participante. Asta înseamnă un succes real. Este într-adevăr un succes recunoscut, să spunem așa, și de altfel știu că sunteți într-o continuă organizare de evenimente, cred că toamna a fost destul de bogată, ați avut întâlniri și cu reprezentanții francofoni în Iași și întâlniri frumoase de lucru, știm că ați fost și vor mai fi. Ne mai puteți divulga așa ceva din ce pregătiți pentru perioada următoare? Luna decembrie fiind precedată de o adunarea generală pe care o organizăm de când sunt președinte al Consiliului Decanilor, însemnând a doua adunare generală la Paris, la Palatul Congreselor, și odată cu Asociația Dentară Franceză, care organizează în fiecare an un congres de proporție și care înseamnă prezența nu numai a țărilor francofone, dar și a participării multiplelor asociații, academii, universități cu această ocazie, avem șansa de a ne revedea și a coopta în acest consiliu inclusiv facultăți, universități din țări prietene Consiliului Decanilor, deci însemnând pe lângă țările francofone și țări francofile. Ocazia aceasta va însemna o întâlnire de idei, de proiecte, de un nou început planuri, de an imediat. Exact, o proiectare de viitor a programelor pe care noi le vom institui, iarăși vom da nota care ne va servi inclusiv și țării noastre sau secțiilor francofone pe care noi le avem în România, la Iași și la Cluj, privind integrarea lor de după studii în țările respective, întrucât avem întâlnirea directă cu acești decani. Și această întâlnire va continua la Iași apoi într-un eveniment amplu cu o participare lărgită care va dezbate mai departe aceste programe în România și, evident, partenerul din Cluj va fi prezent cu această ocazie, dar care va crea mai departe colaborări și atragerea unor țări care, așa cum se știe, dezvoltă programe educaționale pe această zonă francofonă. Sigur că acest eveniment va avea, pe de o parte, o întâlnire de bord, dar mai mult decât orice va constitui un, să zicem, o constituire a unei societăți internaționale care va dezvolta în fiecare țară probleme și dezbateri comune. Și mai departe, bineînțeles, le va iniția pe cele care ne particularizează, să spunem, fie pe fiecare zonă de dezbateri sau pe chiar instituții. Știm că ceea ce privește Consiliul este un program pe care sau o agendă. În ce stadiu sunteți cu acest program de lucru sau cu pregătirea acestui eveniment? Sigur că la acest moment multe alte compartimente implicate își propun să participe la acest eveniment din luna decembrie. Pasajul către el îl vom realiza în câteva zile. Evident că reușiți să mai atrageți poate noi parteneri sau desigur, da. Desigur vor fi interesați, întrucât este o platformă foarte largă la ora actuală, digitală sau numerizată, cum ei o denumesc, și care a însemnat în spate o întâlnire largă la Parlament privind prezența tuturor universităților francofone din lume și care au activități bazate pe platforme de acest gen. Sigur, noi constituim platforma adresată domeniului nostru, care în colaborare cu celelalte universități din Europa încercăm să le utilizăm, să le dezvoltăm și în Africa,
și în țări care din Est își propun să le integreze în structurile lor și o fac foarte bine, cred, e normal. Știm că reprezentați și Colegiul Medicilor de Stomatologie, dacă e corect așa. Ați făcut foarte multe eforturi pentru a normaliza unele lucruri. Bănuiesc că suntem într-o zonă în care sunt și plusuri și minusuri. La ce trebuie să mai lucrăm? Pe lângă ce ați menționat în prima parte, iată, gratuitatea pe anumite tratamente este necesară, mai ales în mediul rural, unde poate oamenii nu-și permit anumite tratamente sau nu-și permit măcar o consultație pe an, ca să nu zic măcar de două ori pe an să mergi la un stomatolog. Ce ne propunem în pachetul de servicii, care de fiecare dată îl dezbatem înainte de începerea unui nou an calendaristic, este îmbunătățirea stării și a calității vieții pacienților. Și mă refer mai mult spre vârsta a treia. Pentru că, așa cum știm, sunt victime ale protezelor mobile, mobilizabile și, bineînțeles, sunt stadii ale evoluției edentației, mergând până la rezorpții și pierderea capitalului osos aproape în totalitate. Ce facem în astfel de situații? Pacienții nu mai au posibilitatea unei alimentații pe care să o administreze ușor și să-și exercite funcțiile facil. Din acest motiv și punct de vedere, dorim să ne apropiem de programele din vest, prin care acolo unde și nord, bineînțeles, acolo unde se poate, ca îmbunătățirea calității vieții să se facă prin mijloace de retenție suplimentară, așa zisele soluții mecanice și în principal implanturile sunt mijloacele cele mai accesibile acestor activități, acestor sisteme de protezare. Iată că din acest punct de vedere mergem pe ergonomicizarea și, bineînțeles, crearea unor condiții de retenție cu minim de număr de elemente care să poată fi suportate de casa de asigurări și pentru anul următor, evident, în aceste pachete încercăm să introducem aceste facilități. De altfel, așa cum se știe, pentru România, până la 18 ani, noi avem gratuitate. Dar, practic, ce facem după? Sau dacă acești copii au nevoie de minime posibilități în cazul anodonțiilor sau altor subiecte, deci de patologie ectodermală, care știm foarte bine că merge până la lipsa în totalitate a mucurilor dentari, ce facem cu acești pacienți? Pentru că este un grad de handicap, dincolo de toate, imposibilitatea purtării unor proteze mobile din etapa aceasta precoce duce la pierderea capitalului osos aproape 100%. Încercăm să susținem pe tehnicile cele mai moderne sistemele de protezare care să însemne elemente de retenție minimală prin acele minime elemente de retenție mini-implante și care mai departe să poată fi îndepărtate, schimbate prin implante definitive după vârsta de 20 de ani. Iată un program ambițios și de asemenea un alt program care să adreseze pacienților dizabilitați care să beneficieze de tratamente de asemenea gratuite. Cred că ați reușit prin caravana profilaxiei, de care foarte bine știm și ne-ați obișnuit de câțiva ani buni cu aceste consultații gratuite dentare, să îi mai educăm un pic pe oameni. Cred că ați reușit să faceți lucrul acesta și cred că rezultatele nu se văd acum, dar pe viitor sigur vor fi. După 12 ediții, sunt convinsă că și verificăm acest lucru. O parte dintre pacienții pe care îi avem frecventează în fiecare an această caravană să afle ce noutăți mai există și să beneficieze mai departe de programul de gratuitate pe care noi îl instituim la invitația colegiului pentru
praxisurile pe care le avem în privat și pentru, bineînțeles, pe fundație, pentru studenții pe care îi formăm și considerăm că sub supravegherea noastră pot să aducă o normalitate, în normalitate, cazurile victime mai departe a unor complicații care pot să apară și cu imposibilitatea de a le trata. Ca atare, vom continua pe aceste programe, sunt benefice, bineînțeles, sunt unice în țară și considerăm că nu aici se încheie subiectul proiectelor pe care noi le concentrăm, cel de centru social sau multe alte discuții pe care noi le-am făcut prin instituirea unor programe și proiecte care să adreseze primului practician care termină și absolvă facultatea și își dorește să aplice pe un proiect care să-i doteze clinica și care mai departe să însemne să rămână pe loc în România și nu să plece în străinătate. Deci iată și acest subiect care ne-l propunem să-l realizăm și, bineînțeles, antreprenoriatul care din facultate noi îl pregătim pentru studenții noștri. Faceți foarte multe lucruri interesante și nu știm când mai aveți timp, dar noi v-am invitat și în calitate de decan al Facultății de Stomatologie în cadrul emisiunii și vrem să vedem dacă sunt noutăți la nivel de facultate, poate ați mai lucrat la ceva proiecte pe care urmează să le implementați, să le puneți în... Privind colurile care există, pentru că acestea înseamnă un ghid și un reper pentru fiecare dintre noi care ne propunem proiecte, la acest nivel instituim un proiect de practici care vizează pentru arealul medical, de asistente medicale, de asemeni și de practicieni din domeniu sau viitor practicieni, însemnând practici pe care să se poată realiza de la simulare la practica propriu-zisă, de la un cabinet pilot pe care ei să-l administreze la început și să-l managerieze pe parcurs sau în momentul în care dobândesc abilitățile și practica curentă, certificatul de practică, lucru care pentru acești viitori practicieni înseamnă foarte mult. Celelalte proiecte, bineînțeles, înseamnă brevetarea unor noi materiale pe care le producem printr-un proiect care se știe cu Politehnica sau și Politehnicile din țară, îl avem în continuare pe Biodentrut sau pe realizarea cu Biotech, deci ca și proiect, însemnând cu studentul aflat în anul întâi sau cu elevul care își dorește să aplice pe medicină, însemnând sistemele ROSE, alt proiect, alte două proiecte. Deci, mergând în paralel cu aceste trei și cu, iată, al patrulea, considerăm că ne putem duce către etapele spre final acestor proiecte, dar inițierea altora care le-am povestit și care înseamnă pentru instituție, pentru facultate și, bineînțeles, pentru practicienii noștri un nou început și, bineînțeles, o practică avansată pe care o instituim cu presărarea mobilităților pe care le creiem și le dorim să le avem pentru cei care doresc să plece în străinătate să vadă comparativ ceva sau să practice chiar acolo, semnând proiecte, contracte cu ei, iată unul recent cu Grecia, cu Salonicul, unde deja cu ocazia acestei întâlniri balcanice am putut să gândim mai departe pe proiectele viitoare, fie pe doctorate sau pe o practică în cadrul facultății, practică de vară, să se poate realiza o mobilitate reciprocă a studenților. Cred că e foarte greu să țineți pasul în acest domeniu. Mă gândesc acum că tehnologia avansează în fiecare zi și chiar mă gândeam la noțiunile acestea, nu știu, la radiologie, implantologie, pentru că sunt două domenii care în fiecare zi avansează și trebuie să vă adaptați ca profesor, ca... Obligatoriu. E clar că vă pregătiți
faceți separat cumva, bănesc și schimbul de experiență dacă e să mergeți pe proiecte Erasmus, dar cum faceți față cu studenții? Cum reușiți să adaptați aceste cursuri la zi, să le puneți? Este o misiune, este obligația fiecăruia. E destul de greu, cred. Este obligația fiecăruia, pentru că fiecare cadru didactic, în mod clar, automat și obligatoriu, ca să zic așa, participă la evenimentele internaționale, a bordurilor internaționale a specialității sale și ca atare acolo are prilejul de la contacte și până la upgradare, mergând pe tematicile actuale, să-și dezvolte și actualizeze teoria pe care o predă studentului. Nu are cum altfel să-și mențină ritmul și pașii pe care îi are de urmat. Sigur că noi și în principal din unghiul managementului de vedere am menținut un ritm privind dezvoltarea resursei umane și a managementului pe echipamente, crearea unor condiții de aducere la zi a pregătirii în raport de ce se întâmplă în lume, dar dincolo de toate fiecare cadru didactic de la asistent până la profesor are această obligație. Nu poate crea o stabilă pentru evoluția studentului. Dimpotrivă, trebuie să-i creeze un climat comparabil cu ce se întâmplă în țara lui, dacă vorbim de studentul străin sau de studentul român, să poată avea acces la orice literatură sau la orice practică medicală pe care poate să o facă în străinătate, în egală măsură, și poate să o compare cu ce se întâmplă în România. Este important ca studentul nostru să fie bine adaptat, pregătit. Și pregătit, bineînțeles, realizându-și o pregătire personală obligatorie care să îi faciliteze formarea sa completă pentru viitor. Și mai ales când au toate condițiile puse la dispoziție, clar că ar trebui să profite de aceste oportunități, pentru că e posibil ca în unele facultăți să nu se găsească ce avem la ea, și asta e clar. Cu siguranță. Și ar trebui să profite din plin de acest lucru. Noi constatăm cu fiecare eveniment, chiar și a studenților, și iată, se apropie și acel eveniment din luna noiembrie, vom avea prilejul să constatăm ca de fiecare dată prezența numeroși studenți din multe facultăți din țară. Ei sosesc pentru programul științific și pentru workshop-urile pe care noi le oferim și de obicei ca număr depășesc cifra de 10. De ce? Pentru ca să fie cât mai multe manopere practice pe care să le vadă, să fie integrați, companiile ne susțin în acest sens și, bineînțeles, au șansa să poată performa și după ce pleacă de la eveniment și să mențină cu sucursalele din zona respectivă de unde vin permanenta legătură ca să poată fi invitați la workshop-urile organizate la nivel local. De altfel, cred că și ai noștri sunt foarte buni, asta pentru că dacă se mai implică și într-un proiect să plece în schimb de experiență și să vină cu o altă impresie din străinătate, e clar că și la ei sunt niște progrese și se văd și atunci e de apreciat că implicarea aceasta e benefică. Sigur, în fiecare universitate sunt programe Erasmus, și în afară și în România, încât deja dacă se înscriu în aceste programe, ei pot să meargă să compare sistemul de învățământ, evident că se echivalează ca și credite și pot mai departe să vadă o cale pe care în cariera lor, pe care o au de urmat. Noi susținem aceste lucruri și considerăm că pot în final să fie valabili și oriunde se duc și consideră că ar dori să-și extindă activitățile de după terminarea studiilor. Și buni profesioniști, iată, avem nevoie de ei, pentru că e cumva inevitabil acest domeniu sau să nu ajunge dată la un stomatolog în viață. Mulțumim tare mult pentru prezența, a fost o discuție foarte frumoasă și constructivă și sperăm să reveniți aici și cu alte vești frumoase. Mulțumesc. Poate spre final de an. Să sperăm cu tot dragul. Mulțumim tare mult, mult succes în tot ceea ce faceți. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. O seară frumoasă în continuare să aveți!